Domnilor membri ai Academiei Române, invitații noștri de astăzi, domnilor miniștri, distinși invitați din companii colaboratoare cu Universitatea Politehnică din București, doamnelor și domnilor profesori, dragi boboci ai anului întâi, bine ați venit într-un nou an universitar la Universitatea Politehnică din București. Este, fără îndoială, o zi pentru noi a unui nou început. În fiecare an, pentru noi, pentru toate cadrele didactice, anul începe odată cu debutul anului universitar și se încheie atunci când se finalizează examenele în mijlocul verii. De aceea, fără aceste momente, cred că școala n-ar fi școală. Dar cum a început școala noastră? Dați-mi voie să aduc în memoria dumneavoastră câteva din personalitățile care au însemnat foarte mult pentru această școală și pentru ce este ea astăzi. Începuturile în 1818 le datorăm lui Gheorghe Lazăr. Cine a fost Gheorghe Lazăr? Un tânăr ardelean, născut la Avrig, școlit la Sibiu, la Cluj și la Viena și întors înapoi ca teolog și inginer în Ardealul neamului său să facă ceva pentru țara lui. A fost mai întâi hirotonit drept arhidiacon, dar a intrat foarte curând în conflict cu episcopul acelor vremuri, cu episcopul Moga. De ce? Pentru că promova învățătura în limba neamului său. Ca urmare, a fost declarat nevrednic să fie învățător și expulzat din Ardeal. A trecut munții, s-a angajat dascăl la copiii lui Grigore Ghica Voievod, la alți copii de mari boieri și i-a convins să accepte, să structureze și să gândească învățământul din țara românească. Așa se face că în 1818, în fața voievodului de atunci, prezintă prima structurare a învățământului din țara românească, organizând învățământ primar, învățământ mediu și învățământ superior. El este numit directorul primei școli de ingineri hotarnici din țara românească. De ce din țara românească? Pentru că în 1813 la Iași, Gheorghe Asachi organizase acolo prima școală de ingineri hotarnici din Moldova. N-a funcționat decât foarte puțini ani școala lui Gheorghe Asachi. Diferența între școala lui și școala lui Gheorghe Lazăr consta și în modul în care se adresau. Școala lui Gheorghe Lazăr se adresa copiilor de boieri, școala lui Gheorghe Asache, școala lui Gheorghe Lazăr, după cum spune chemarea, se adresa tuturor. El spunea în chemarea lui către școală: veniți voi, dragi tineri, de toată starea și din toată țara. Așa a început școala de ingineri hotarnici pe lângă mănăstirea Sfântul Sava. Astăzi, ruinele acestei mănăstiri le vedeți în piața universității, sunt acoperite cu un acoperiș de sticlă. De aceea, când o să vă plimbați prin București, o să vedeți unde sunt începuturile școlii politehnice. Din păcate, Gheorghe Lazăr s-a îmbolnăvit și după 5 ani s-a retras în Avrigul natal, unde a și murit. Ultimele lui cuvinte au fost dictate drept epitaf pe crucea pe care astăzi se găsește pe mormântul lui. Rossetti a adăugat ceva care este absolut extraordinar, și anume a adăugat următoarele: precum Hristos spre Lazăr din morți s-a înviat, așa tu, România, din somn ai deșteptat. Gheorghe Lazăr a fost cel care este socotit creatorul învățământului de limba română din țările române. Și cred că pentru asta merită toată recunoștința noastră. E drept, spunea un mare profesor al nostru, Radu Voinea, că bunătatea și recunoștința se întâlnesc doar în rai. Dar poate reușim să le găsim și pe pământ. Ulterior, școala a fost preluată de Ion Heliadă Rădulescu, cel care a înființat și Societatea Literară Origini, care este în astăzi Academia Română,
de Gheorghe Lazar și de Petrache Poenaru. Petrache Poenaru, ca și Ion Heliadă Rădulescu, erau învățăcei ai lui Gheorghe Lazar, de aceea i-au preluat cu foarte multă ușurință școala. A venit însă Tudor Vladimirescu cu revolta lui și școala s-a închis. Școala s-a închis, Petrache Poenaru, în calitatea lui de secretar al lui Tudor Vladimirescu, a fost nevoit să plece din țară, s-a instruit la Paris, în școala politehnică, și s-a instruit de asemenea la Viena. S-a întors, dar înainte de a se întoarce, a brevetat ceea ce toți știm, stiloul de astăzi, condeiul portăreț din acele vremuri. A fost un brevet pe care l-a înregistrat la guvernul francez și care îl recunoaște ca pionier al stiloului de astăzi. Întors în țară, Petrache Poenaru a devenit în 1832 directorul școlii de ingineri hotarnici, timp de 16 ani de zile. Împreună cu Ion Heliadă Rădulescu a tipărit în limba română aritmeticeasca, prima carte de matematică în limba română, și gramatica limbii române, de asemenea pentru prima dată. Sigur, el a fost o personalitate uriașă, nu numai o personalitate națională, ci și o personalitate europeană. A devenit eforul școlilor, eforul național al școlilor, așa cum se numea în acea vreme, un fel de director general de învățământ astăzi în Ministerul Educației. Din acea poziție a construit sute de școli în mediul rural și în orașe. De asemenea, a fost cel care a inițiat Filarmonica Română, a fost cel care a inițiat pentru prima dată Muzeul de Antichități din România și, fără îndoială, lucrurile pe care le-a făcut Petrache Poenaru nu s-au oprit aici. A fost extrem de legat de școală și de neamul său. Lui Petrache Poenaru i-a urmat Gheorghe Duca, un tânăr, fiu de general, ministru în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, tatăl său, școlit de asemenea ca și Petrache Poenaru în Franța, s-a întors în țară și a fost chemat de Bretianu, prim-ministru de atunci, și de regele Carol I, și determinat să regândească școala de poduri și șosele. A fost numai cel care a reorganizat învățământul. Cei din vremea aceea scriau în presă că a fost cel care a organizat din temelii școala politehnică. Fără îndoială îi datorăm foarte mult, pentru că modul în care a gândit și a organizat școala a făcut pe următorul rector, director, cum se numea atunci, al școlii politehnice, să obțină un lucru absolut senzațional. Gheorghe Duca era extrem de sever. Nu știu dacă este doar legendă sau adevărat, dar se spune că într-o seară, elevii școlii, cum se numeau atunci, aveau dreptul să stea în oraș numai până la ora 8. Ca urmare, într-o seară, în plimbările lui prin oraș, întâlnește trei elevi de la școala politehnică pe care îi recunoaște după matricola de pe mână. Îi aleargă pur și simplu până la școală. Ei, mai tineri, fără îndoială, au ajuns înaintea lui, iar el i-a căutat în fiecare din paturile internatului până, fără îndoială, i-a descoperit. Asta arată exigența lui și i-a pedepsit în mod corespunzător. Exigențele acelea au determinat creșterea permanentă a școlii noastre. Lui Gheorghe Duca, ea, care a fost apoi directorul CFR-ului și a organizat căile ferate și școala pentru căile ferate, a fost o personalitate absolut deosebită. Lui Gheorghe Duca i-a urmat, și aceasta este ultima personalitate din primii 100 de ani pe care vreau să o evoc în fața dumneavoastră, i-a urmat drept șef al școlii Constantin Vârnav, fiu de doctor, a avut puterea să ceară capitalelor europene recunoașterea diplomei de ingineri. Așa se face că noi n-am avut niciodată o problemă cu recunoașterea diplomelor noastre. De ce? Pentru că școala era gândită după marile școli europene, germane și franțuzești, și nu exista niciun motiv să nu recunoști diplomele de inginer obținute la Politehnică. Acest lucru, dar studenții anului întâi, este valabil și astăzi. I-am evocat în fața
voastră, dragi studenți, personalitățile despre care am vorbit, pentru a înțelege ce i-a determinat să depună atât de multe eforturi și să o ia practic de la zero. Cred că nimic altceva decât dragostea de neam și țară. Dragostea aceasta de țară a făcut România mare, a pregătit unirea din 1918, al cărui centenar îl sărbăm anul acesta. Duceți-vă și învățați unde vreți voi. Ați ales Politehnica și cred că ați făcut o alegere foarte bună. Dar vă rog să nu uitați, că Brâncuș spunea că niciodată nu dăm înapoi pământului care ne-a dat totul. Avem obligație față de această țară și cred că se cuvine să o creștem prin munca fiecăruia dintre noi. După unirea din 1918, Politehnica a crescut precum făt frumos, aș spune, pentru că a început cu 4 facultăți și aproape cu fiecare an adăuga noi domenii. Astăzi, universitatea noastră are 15 facultăți. Acoperă practic domeniile științelor inginerești și domenii la care poate acum 20 de ani nu ne-am gândit, cum este cel de inginerie medicală sau cel de antreprenoriat, ingineria și managementul afacerilor. Este o universitate complexă. Este o universitate care are 1350 de cadre didactice, adică este o universitate la care ați venit, presupun, cu gândul că aveți ce și de la cine învăța. Trebuie să aveți însă bucuria acestei învățări. Pentru că, spunea Noica, tânărul vine să-ți ceară. Tu nu trebuie să-i dai, tu trebuie să-i lași să crească frumos lângă tine. Aceștia sunt profesorii voștri. Poate nu întotdeauna vă dau totul pe tavă, dar vă lasă să fiți convinși că vă lasă să creșteți frumoși lângă domniile lor. Creați cu profesorii voștri acele echipe de care orice proces de învățare are nevoie. Pentru că, tot Noica spunea, într-o școală adevărată nu se știe cine dă și cine primește. Eu cred că noi, profesorii, primim de la voi energia vârstei pe care o aveți, iar voi primiți de la noi ceea ce am acumulat în ani de zile prin eforturi nu puține și nu deloc ușoare. Sunteți într-o zi a începutului, într-o zi în care se cuvine să le mulțumim celor care ne-au sprijinit să construim această minunată aulă. În 2012, atunci când guvernul, printr-o hotărâre de guvern, a decis aprobarea acestei aule, se auzea că vrem să facem aici sală de dans. Nu, cred că universitatea aceasta avea nevoie de această aulă. Așa cum avea nevoie de biblioteca de alături, împreună cu care putem să facem un centru de conferințe absolut extraordinar, avea nevoie de cele două institute de cercetări pe care am reușit să le facem din fonduri europene. Și aici cred că nu trebuie să ne oprim, pentru că așa am fost noi învățați de profesorii noștri. Fiecare generație de profesori să lase ceva în urmă pentru cei care vin și duc acest fantastic ecou al universității noastre către generațiile tinere. Azi, universitatea noastră se află pe primul loc între universitățile din România. Îmi cer scuze domnilor rectori care sunt aici prezenți, dar aceasta este realitatea. A intrat anul acesta în clasamentul Shanghai cu 6 din domeniile ei științifice. Acest lucru a fost posibil numai prin efortul extraordinar pe care profesorii îl depun. Acum câțiva ani, pentru că, din păcate, colurile pentru proiectele de cercetare nu se deschid cu frecvența cu care am avea nevoie, dar acum 6 ani, într-un col care se finaliza în luna august, s-au scris 2000 de proiecte. Din cele 2000, 670 de proiecte au fost scrise de profesorii din universitate. De ce nu s-au dus în vacanță? Pentru că își iubesc școala. Își iubesc școala și vă iubesc pe voi, dragi studenți, pentru că își doresc să vă găsiți în laboratoarele noastre lucrurile care să ne ajute să vă învățăm să fiți cei mai buni ingineri din România. Sunt convinsă că așa va fi.
veți fi după 4 ani, apoi încă 2 ani de masterat și, de ce nu, după alți 3 ani de doctorat, veți fi inginerii care construiesc această țară. Că o țară nu se poate dezvolta fără ingineri, i-a spus Brătianu lui Iorga încă pe vremea când era prim-ministru. Vă felicit că ați ales Politehnica, vă felicit că sunteți studenții noștri și vă invit să învățați. Vă mulțumesc foarte mult!